dar în timpul programului de vizite, mama lui Valentin a venit să vadă cum se simte Alina. Am o safir de aia. De aia așteptam. M-a dus de mâncare. Da, super. Mă zi, va. Felicitări. Mulțumesc. Dumnezeu să-ți ia puterea și sănătate. Dumnezeu, te mulțumesc. Da. Nu mă voi două. Unde e tata? Bună jos, că nu putem să parcheze mașina, nu? Da, nu are unde lăsa mașina. Da? Stai să-l lăsa aici. Asta e altă, da? Da, 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 da. Da, da, da. Nu stai, mă, mai trebuie. Nu, de aici, stai. Așa. Și cum este, mă, mică, fără? Ce Diana, în salonul celălalt să nu scute. Eu am crescut și băieți și fete și deci nu este noră și soacră, este mamă și copil. Eu aprob, sunt de acord. L-așteptați acasă. Să... Oi, dar cum? E al treilea, trebuie să fie venit. Oamenii poate nu sunt acasă, eu dar o văd după aia. Da, sunt că veniți la noi. Păi... Valentina acolo. Trebuie să-i facem. Da, da, da. Și Cătălina a fost mare. Ca să te albe bebe la știi care era atât de promiscuță. Ziceam care trebuie. Până ați văzut ce negruță-i. Nu e negruță. Că Valentina. Nu e negruță. Nu e negruță. Nu e negruță. Nu e negruță. Da, nu, nu e. În sensul că ea se schimbă. Da. Să vezi după 3 luni, dacă nu mai cunoști. Nu mai cunoști. Nu mai cunoști. Răbdare. Bine îți descurcă Valentin cu dânsul. Da? Da. Învățat din mers? Cred că nici eu uneori la început nu știam să le iau în braț, cum nu știu între el. Cotrăit între frați mai mulți, mai bun nepoți. Am venit fără nișo frică, l-a luat, eu încă mă temeam să-i țin căpșorul, dar l-a luat, l-a ridicat și pe umăr și pe mână. Eu m-am documentat deja dinainte să merg despre cum ar trebui să iei copilul în brațe, deja din timp. Iar în momentul în care am luat prima dată copilul în brațe, l-am luat cu încredere. Și a fost așa foarte uimită. Go, cum l-ai luat? Foarte tare. Mie mi-e frică să le iau așa. Ați intrat în rândul părinților. Nu mai zburdam nici cu capul în nori. De nu, acum... zburdam, dar zburdam cu dânsul. Nu mai ceva zburdată. Suntem tineri. Cred că nu vă mai arde a zburda. Când nu dormi 2-3 nopți la rând, nu cred că mai pot zburda. Ui, Doamne, nu știu cum să-mi plec capul mai repede, mă odihnesc. Dar las, că asta toate fac parte din viață și trebuie să le treceți pe toate. Corect. Sunt foarte obișnuită cu nepoței, că am doi. Vin dintr-o familie unde sunt mulți băieți și așa că nu a fost o surpriză. Mă așteptam și am spus de la început că va avea un băiețel. Ce știi ce liniștit e? Nu prea plânge, nu prea... Nu. Mănâncă, doarme. Oi, la el numai îl mângâi toată ziua. Da. Da. E bine, e liniștit. Că abia te odihnești tu mai mult. Și crește bine, da, dacă nu e agitat. Nu mă așteptam, dar chiar mă simt foarte obosită. Mă simt așa moleșită, mai ales după ce mănâncă. După ce mănâncă, parcă mă scurg așa de putere. Un pic. Dacă nu dormi două nopți. Nu mai merg la serviciu, stai azi că trebuie să dorm. Nu, suntem doi. Săptămâna asta vine și mama să mă ajut și... Dar astea trec repede și trebuie să rămâne singuri. Mă țineți minte ce greutate aveai când s-a născut? 2800. Și-a scăzut 2, a fost 2600. Și ce lungime? Nu era lungime, nu mai știu. De-aia oricum era așa de mic. Era mic, era mărunțelă. Doamne, era mai micuț încât ca bebel. Micuț ca bebel așa, era mic. Dacă la 2800 îți dai seama, e foarte mic. Și cu părul mare putea să tun breton. Te-am zis un breton atunci acasă, așa păr mare avea. Și taixul nu l-am brațul, spus că era frică să nu se rupă. De-aia zic, că eu știu că bărbați nu prea ies așa. Nu-l luați, că bă, mi-e frică dacă se rupe. Și așa de slabăvea, numai o scioare așa. Nu avea cărniță așa. O să văd. De-aia a fost bun așa și... Două. Și-a scăzut două șansuri, era în spital la mână. Am fost bărbătoși și la noi. Un calul de brânză. Da. Noi azi am venit să felicităm doi. Da. O mămică cu un bebe și un tătic, care e ziua lui. Da. Așa, într-o zi ca astăzi a venit și el, de dimineață. Nu de dimineață, seara. El seara a venit. Da, îi place somn așa mult. Da. Seara? Seara la 6, seara s-a născut.
La 11.33 l-am născut. Da, el seara la 6. Centimetri. Da. Mai mult pe drum a fost născut. Între Radăuț și Volovaț a fost născut. Acolo venea pe lume. Acolo a făcut deșteptare în spital, dar pe drum venea. Lăcău, cum mi-a zis tata aseară. Tata ieri a fost la o petrecere și acolo erau mai mulți oameni și... Și el din 5 în 5 minute tot zicea, eu ce nepot am, e flăcău mare. Îți uită cu ochiul. Îți uită într-un ochi la mine. Tata socru vorbește în continuu de nepotul meu, nepotul meu, nepotul meu, nepotul meu. Și apoi mama dimineață... Măi, bunicule, ai grijă cu cine stai de vorbă. Da, eu sunt șeful de acum. Și apoi mama dimineață s-a trezit. Și a spus că auzi-mi că el vorbește ceva, dar mă întorc la dânsul și credeam că eu nu-l aud dacă-s de pe somn. Și că zic, Andrei, dar cu cine vorbești? Și el nu răspunde. Și când mă uit, el se uita la telefon și zice, ei, flăcăule, ce uiți așa la mine? Se vorbe cu nepotul el. Și la tatăl meu, uite, nici două zile n-a reușit de mare. Nici două zile n-a reușit. Să crească, să facă tumbe și poznă și-o fezeză atunci. Ce mă așteaptă? Fiecare zi tot o surpriză. E de ce? Că... Așa ziua îl mai aduc acolo să mai stai prin curte, îl mai luați la lucru, da, la vară, îl duc la toană, prin și mașină, fac altul. Intră. Pregătește că la anul vine fetița. Și mi-a zis, lasă-mă să respir puțin. Da, avem de gând să facem mai mulți copii. 4, 5, cât de Dumnezeu. Într-adevăr, mă, o echipă de fotbal. Intră pe sub mașini, mai se umple de camatei de ulei. Ei trei, când intrau în garaj la Daixu, când ieșeau, noi mai cunoșteam. Erau tricou, altă tricou și mâinile erau grifonse. Ce să mai ungeau? Vale facea electricitate și ceilalți montau și montau mașinile. El de mic era mecanic. Da. Îmi plăcea să-și iubească mașinoțele, să le fac. Nu, ți-ai ales meserie? Păi da, păi ei și croiesc singuri drumul. Da. Dacă nu au vrut întâmplar ca bunicul, trebuie să fie mecanic. Și lui bunicul probabil îi plăcea mecanic, cu toată nu era mecanisare. Dar... Ce plăcea să fac eu când aș fi mare? Ce vreau, nu văd că... Da. Ce place, o să fie bun. Îndată, până la 7 ani îl vezi ce dorești. Da, mi-ar place să mă implic în absolut tot ce aș crede și eu de cuvință, dar totodată să fiu atent înspre ce se înclină el. N-aș vrea să-l forțez să facă ceva ce mi-ar place mie sau mamei lui sau altcuva. Mi-ar place să facă ceva ce chiar îi place lui, înclinația în care s-ar duce el și l-a susține. Până la 7 ani? Da, sigur. Vezi înclinația copilului, vezi poatele. Vezi unde tinde. Bineînțeles, să crești frumos, să-i oferi și școală și educație și atunci vezi unde îi place lui mai tare să tragă. Nu lăsat între buruieni. Că dacă ești în bălărie, păi e sigur că își alege drumuri pe cărări bătătorite de alții. Nu, pe cum? Dar dacă e crescut frumos, copilul își alege, sigur. Fiecare avem trăirile noastre, așa că doar ei doi vor clădi casa pe stâncă sănătoasă. Nu cei din jur. Parcursul Alinei și al lui Valentin în casa Mireasa a fost unul al extremelor. Dar de fiecare dată își făcea loc și iubirea între cei doi. Eu te iubesc. Liniștită, fără nicio grijă, puteți mergeți acasă că n-are nicio... Așa le faci tu fetele? Iubesc, iubesc. Mă împrovezi din el așa, de partea cu mine. Relația lor a fost supusă la multe teste. Mai mincinosă. Stau unul de noastră într-ochi la rea. Vă tachii, n-ați aiura? Nu, am urmit. Ți-ar un cuțit în drăghi? Tu cu femeia nu faci bine. Am citit-o. M-a enervat maxim. De la Mireasa, de când am ieșit, în primele două săptămâni, aveam impresia că încă suntem cumva prinși. Aveam sentimentul ăla de... cumva că nu facem contact cu realitatea. Tot eram doar noi doi și lumea din jurul nostru ni se părea că e foarte extrem de străină pentru noi. Și de acolo am început să ne cunoaștem mai mult decât în casa Mireasa. Urcușuri și coborușuri, am avut și noi tot felul de divergențe. Ne-am acomodat, probabil a fost și o perioadă de acomodare.
Am călătorit foarte mult după ce am ieșit din Casa Mireasa. Ne-am dat timp nouă să ne cunoaștem așa, să nu intrăm direct în pită, cum s-ar zice, cu lucru, cu toate astea. Și apoi, încet, încet, ne-am hotărât să ne ocupăm de căsuță, de business, și așa mai departe. Nici în afara casei lucrurile nu au fost doar roz, dar ce nu face omul când iubește? În perioada în care aveam divergențe sau lucruri de acomodare, ea zice că ea a lăsat mai mult de la ea, eu zic că am lăsat eu mai mult de la mine. Cu siguranță, din tachinare e ceva de învățat, pentru că îți testezi limitele. Vezi cam până unde poți să mergi, cât îți acceptă partenerul, cât ar trebui să-l lași de la tine. Sunt niște lucruri care cred eu că ar trebui expuse de la început. Și noi suntem oameni normali. Și noi avem probleme și urcușuri și coborâșuri. Cel mai important lucru e să-ți asculți puțin partenerul și să înveți să-l lași. Pentru că nu întotdeauna ai dreptate. Dar au fost și momente în care limitele cred că s-au depășit puțin între noi, poate am ridicat și tonul unul la altul. Cred că sunt lucruri normale. Consider că fiecare lucru pe care noi l-am făcut, chiar dacă a fost o ceartă, chiar dacă a fost un lucru bun, chiar dacă a fost o călătorie, toate au fost un pas înainte.